Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip am luat cele mai importante și cele mai cunoscute 7 site-uri pe care puteți să faceți trading cu skin de Counter-Strike și le-am comparat atât între ele cât și cu Steam marketul. ul Astfel încât, la finalul acestui videoclip, să vă faceți o idee și să știți care sunt cele mai bune site-uri pentru nevoile voastre când vine vorba de trading. Fiecare site, trebuie să știți de la început, își ia un comision pentru fiecare trade, dar valoarea acestui comision în procente diferă de la site la site și de la trade la trade. Iar eu asta am încercat să fac, aveți în descriere acest Google Docs, acest Excel în care am încercat să centralizez un pic toate informațiile pe care le-am folosit ca să fac acest videoclip. Hai să vă explic un pic cum arată și care e treaba cu acest tabel, iar mai apoi vom vorbi și despre site-urile de trading, despre fiecare în parte. Înainte de a începe, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez și lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii de mai jos cu site-ul pe care voi îl folosiți pentru trade și ce recomandați celor care se apucă acum de trading. Pentru acest videoclip am luat trei categorii de prețuri. Un skin de aproximativ 10 euro, un skin de aproximativ 100 de euro și un skin mai scump de aproximativ 800-900 de euro, aproape de 1000 de euro. Pentru că veți vedea valoarea comisionului pe care un site îl percepe, diferă și în funcție de valoarea skinului. Trebuie să fiți foarte atenți la chestia asta. De asemenea, trebuie să fiți atenți la mai multe aspecte când vine vorba despre aceste site-uri. Trebuie să vă uitați dacă site-urile au mai multe skinuri, adică au o varietate mai mare de skinuri, dacă pun preț suplimentar pe float, atât la vânzare cât și la cumpărare, la fel pentru pattern speciale și la fel pentru stickerele aplicate, pentru că dacă, de exemplu, găsiți un site care nu vă oferă overpay pentru un skin care are stickere scumpe, atunci este foarte posibil să ieșiți în pierdere. De asemenea, toate aceste prețuri despre care vorbim sunt exprimate în euro, doar ca să vă faceți o idee. Bun, și site-urile uh, pe care le-am folosit și pe care vi le voi recomanda sunt în felul următor. Steam în primul rând ca referință, tradit.gg, dmarket, cs.money, cs.trade, swap.gg, skinsmonkey și csgoexo, care momentan este căzut. Vom vorbi la finalul acestui videoclip despre motivul pentru care acest site este bun, dar momentan nu este funcțional. Bun, pentru skinul de 10 euro am luat un uh, Desert Eagle Night Heist Minimal Wear, un skin de 100 de euro, un AVP Asimov Well Worn și un skin de 800 de euro, un Bayonet Tiger tot Factory New. Veți vedea că avem trei categorii. Prețul, prețul după vânzare, adică în cazul stimului banii pe care îi obținem după ce vindem un skin și procentul ca și comision pe care site-ul îl percepe. Practic, pe Steam dacă vindem un skin cu 10 euro, primim 8,7 euro după vânzare, adică pierdem 13%. Pe tradit.gg respectiv pe celelalte site-uri de trading, având în vedere că nu vindem efectiv skinurile, am luat prețul pe care îl oferă site-ul pentru skinul din inventarul nostru și l-am comparat cu prețul pe care îl oferă uh, site-ul respectiv pentru skinurile pe care le oferă la trade. De exemplu, Uh, mie mi oferă 3 GG 12,12 ,12 euro pentru acest Desert Eagle, dar același Desert Eagle, aceeași condiție, este pus la trade la 12,75, practic un comision de 5,19%. Și așa o să vedeți că este pe fiecare categorie în parte. Vedeți aici că este cu verde spre deosebire de roșu, asta înseamnă că acesta este cel mai bun site de trade pentru această categorie de prețuri. Mai trebuie să luați încă un lucru în hotărârea voastră de a alege un site și anume beneficiile pe care le oferă acest site. De exemplu, Skins Monkey oferă la trade-uri de peste 100 de euro 5 euro bonus. Deci trebuie să băgați și acei 5 euro. Eu nu i-am băgat, nu am băgat niciun beneficiu la niciun site. Ca de exemplu, CS Money oferă cashback. De, de exemplu, pentru acest skin, dacă îl folosim în trade, primim 32 de euro cashback. Deci, practic, acest skin nu este 867 de euro, este undeva la 900 de euro. Dar, la fel, nu am pus la socoteală, pentru că, de exemplu, prin streamul nu are același, același, beneficiu. Prin urmare, am încercat să elimin orice fel de variabilă. Bun, și avem mai multe site-uri, da? Hai să începem cu Steam. Steam, știm cu toții, oferă un uh, procent de 13% ca și comision indiferent de valoarea uh, trade-ului și nu vă recomand să folosiți acest site decât marketul Steam, de fapt, decât dacă vreți să vindeți skin ca să vă cumpărați jocuri. Altfel, dacă vreți să vindeți skin să vă luați alte skin folosiți orice alt site în afară de Steam pentru că are niște procente de ca și comisiuni foarte, foarte mari. Mai departe, tradit.gg este acest site care, la fel, pentru o anumită sumă vă oferă Uh, un bonus pentru, ca de exemplu, pentru suma de 100 de euro traduită, primiți 5 euro uh, în plus. La fel, nu am luat în, uh, la soco, în socoteală acest aspect pentru că este variabil. Bun, uh, iar pentru acest site, un site safe pe care eu l-am folosit, uh, avem următoarele comisioane pentru skinul de 10 euro avem minus 5,19%, pentru skinul de 100 de, 100 de euro, adică AVP Asimov, avem o pierdere de 5,26%, iar pentru skinul de 800 de euro, adică Bayonet Tiger Tut, avem o pierdere de 12%, deci pentru skinurile premium, care se vând mai greu poate, avem într-adevăr o pierdere mai mare și un comision mai mare perceput de .gg. Un lucru foarte, foarte important și aici trebuie să fiți deosebit de atenți. Nu comparați prețurile de pe un site de trading cu prețurile de pe un alt site de trading, respectiv cu prețurile de pe Steam. Fiecare site în parte aparent are o altă uh, metodă prin care valorifică skinurile. De exemplu, skinul AVP Asimov Well-Worn, al meu, care pe Steam este 120 de euro, pe 3GG este 160 de euro, pe Dmarket este 93 de euro, pe CS Money este 132 de euro și mai departe pe CS Trade 141 de euro. Vedeți că sunt diferențe foarte, foarte mari. Trebuie să vă raportați doar la prețurile de pe acel site pentru că asta vă interesează. Da, deci nu vă uitați că dacă pe 3 DGG aveți Asimov este 160 de euro, zici, mamă, ce, ce schemă am făcut, profit garantat. Nu, pentru că la fel cum acest skin este scump și celelalte skinuri pe care le veți cumpăra de pe același site sunt la fel de scumpe. Bun, deci 3 DGG are niște comisioane foarte bune pe mid și low end și un comision destul de mare pe skinurile high-end, foarte aproape de comisionul de pe Steam, prin urmare, nu recomand trade GG pentru acest tip de, de trade, ci mai degrabă pentru trade de până în 200 de euro. Hai, de exemplu, să calculăm, să vedem exact cam cum stăm cu un print stream. Avem un M4A1S print stream. Dacă îi dăm la info... Vedem că nu ne oferă niciun overpay pentru float, deși are un float bun de 0.17 și în inventarul nostru este valorificat la 263,68 de euro. ,68. Îl băgăm aici și apoi căutăm aici același uh, acela skin și scriem frumos print stream. Ne oferă un print stream la 296,46 euro sau un stat Dar nu ne interesează, ne interesează asta. Și dacă îi dăm click aici, s-au deschis toate, că să avea mai multe, și dăm click aici, prin urmare avem un skin care este valorificat la 263, care pe site-ul lor valorează 296. Hai să le băgăm un pic în tabel să vedem exact ce înseamnă asta. 263,68, punem de exemplu aici, 263,68. Nu voi face pe toate site-urile același lucru, vreau doar să vedeți aici care e treaba. Iar aici avem un 296,46. Putem să punem cu virgulă pentru că aici se lucrează cu virgulă. Și la fel, pentru skin, un skin de 260 de euro, avem o pierdere de 12,4%. Deci probabil Tradit.gg oferă uh, un comision mai bun pentru, pentru skinurile de până în 100 de euro maxim, să zicem. Da, foarte, foarte atenți la chestia asta. Următorul site este D-Market. D-Market are în felul următor un comision de 6,2% pentru skinul ieftin, 7,25 vs. 7,7, un comision de 3,8% pentru skinul mediu ca și valoare, 93 de euro vs. 96 de euro și un comision mediu de 7,9% pentru skinul scump. Vedeți deja diferența de preț între 3DGG care îmi dădea pentru baionetă 1065 de euro versus D-Market care îmi dă 593 de euro. Mergem pe d market aici și dăm start trading, ni se va deschide acest, această pagină pe care găsim inventarul nostru în partea din stânga și respectiv inventarul din d market pe partea din dreapta. Iar aici avem diferite filtre. Ca să facem același lucru, putem să mergem frumos să dăm click pe acest skin M4A1S 141,8 și să căutăm același skin și aici. Un field tested, îl sortăm după price lowest first și bineînțeles item category mergem frumos la rifles. Și avem acest raport între 141,8, hai să vedem, hai facem și aici, 141,8 versus... 152,7, hai să zicem așa, și avem la fel o diferență de 7%. Deci aparent pentru anumite skinuri avem un procent preferențial mai mic pe când pentru altele avem un procent mai mare de pierdere. La fel trebuie să vedeți, oricum pare să fie un uh, un comision bun, dar acum dacă vă uitați față de 3 GG, comisionul este mai mare. Deci puteți la fel să mergeți către 3 DGG. The Market într-adevăr are o colecție mult mai mare de skinuri față de 3 DGG, așa că în funcție de ce găsiți voi, uh, vă poate ajuta un site sau celălalt. Dar tot timpul calculați și folosiți-vă de acest tabel pentru că vă va ajuta. Ați văzut, băgați prețul pe care vi-l oferă în inventarul vostru, băgați prețul pe care vi-l cere site-ul respectiv, iar aici primiți uh, Direct calculat procentul. Bun. Mergem mai departe pe un site care la un moment dat a fost foarte bun și care acum s-a prostit de tot, și pe care trebuie să-l menționez pentru că este unul dintre cele mai cunoscute, dar trebuie să vă zic că stați departe de acest site, pentru că acest site are comisioane incredibil de mari. Dacă vă uitați un pic, are niște comisioane de 17,6% pentru skinul ieftin, de 16,5% pentru skinul mediu ca și preț și de 21,5% pentru skinul scump. Mai mult decât comisionul pe care îl cere stimul. Voi vă dați seama cât de scump este CS money așa că stați departe. Singurul caz în care să intrați pe acest site este dacă vă oferă un cashback și merită și calculați și merită pentru că aparent au această opțiune acum și oferă cashback pentru anumite skinuri care sunt mai căutate și pe lângă acest lucru CS Money pune preț și pe stickere, pune preț și pe și pe float. De exemplu, pentru acest prin stream primesc încă 25 de euro pentru float. Așa că dacă aveți un float bun sau aveți stickere bune, de exemplu, uitați cum este acest AK47, primesc 22 de euro pentru stickere și încă 2,73 euro pentru float. Da? Deci doar ăsta este singurul caz în care puteți să folosiți site-ul acesta. Pentru că în rest, valorile sau prețurile pe care le oferă CS banii sunt mult, mult prea mari și pierdeți foarte mulți bani. De exemplu, hai să căutăm un print 249 versus 235 cu float bun. Dacă voi căuta un float bun pe aici, nu voi găsi. Poate pentru alte skinuri va fi mai bine, dar pentru asta cu siguranță nu voi ieși deloc în câștig. Deci imaginați-vă că eu pierd bani chiar dacă dau la schimb un skin cu un float foarte bun. Deci din punctul meu de vedere stați departe de acest site, nu-l folosiți. Mergem mai departe în lista noastră de site-uri cu cs.trade. CS.trade la care observați că avem o problemă aici, și anume value. De ce? Pentru că nu avem și nu am găsit un echivalent pe site-ul lor pentru cuțitul meu. Deci el este valorificat pe site-ul lor la 926 de euro, dar nu au la vânzare un M9 Bayonet Tiger Tot, care totuși este un skin lichid, este un skin destul de cunoscut, un skin care este traduit destul de des. Și neavând acest lucru, mă face să cred că acest site nu prea are skinuri. Vedeți că avem unul de 7000 și deja spre finalul paginii ajungem la 1600. Dacă mai dăm de două ori scroll, ajungem la 300. Adică are ceva skinuri, dar nu are foarte multe skinuri. Așa că și asta este un lucru foarte important și anume varietatea skinurilor pe care un site o oferă. Bun, pentru acest site avem un 8,6%, 8,5% comision pentru gama de skinuri ieftine și medii. Pentru gama de skinuri scumpe nu am de unde să știu, pentru că dacă vreți să vedeți nu am găsit nici măcar un print stream field tested. Aia ne uităm aici frumos, un field tested. Nu am găsit un M4 prin stream field tested, care sunt unele dintre cele mai cunoscute și cele mai frecvente, frecvent traduite skinuri din Counter-Strike. Deci e un lucru bun dacă vă găsiți ce vreți pe site-ul acesta, dar nu veți găsi mare lucru. Da, în plus primiți 1%, maxim 10 dolari dacă intrați pe, pe, pentru primul trade și dacă intrați pe grupul lor de Steam. Bun. Next, următorul este swap.gg. Swap.gg care are cel mai bun uh, comision pentru skinurile scumpe, pentru trade-urile scumpe. Are un comision de aproximativ 7% pentru toate uh, grupele de preț, dar un într adevăr un, uh, unul dintre cele mai bune comisioane pentru skinurile scumpe. Și swap.gg este chiar un uh, un site bun, un site care are multe skinuri, într adevăr nu are skinuri foarte foarte scumpe, dar are o varietate destul de mare de skinuri dacă o găsiți, la fel cu cât site-ul este mai mic, cu atât și varietatea de skinuri este mai mai slabă, mai mică. Dar poate găsiți ceva, oricum ca și preț este mult mult mai ok. Mai departe avem un site care a apărut recent și care a fost foarte 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 promovat pe YouTube și anume Skins Monkey. Skins Monkey care arată cam așa. Vedeți că avem skinuri multe și skinuri scumpe. Avem Dragon lore avem Safire, Hauluri, Mânuși, avem skinuri high tier, super high tier. Și la fel ca și celelalte site-uri, dacă faceți trade-uri de peste 100 de euro, primiți 5 dolari gratuit în trade. Când vine vorba de comisioane, are niște comisioane medii, nu sunt tocmai cele mai mici, 7% pentru skinurile ieftine și apoi 10% pentru restul skinurilor. Având în vedere că are niște skinuri scumpe high tier, ați putea încerca să-l folosiți pentru skinurile scumpe dacă vă interesează un anumit trade important. Totuși, dacă vorbim de sume de genul acesta, intrăm un pic în altă categorie și nu vă recomand să folosiți site-uri de genul acesta, ci să folosiți Baful, unde puteți să vindeți și să cumpărați cu un procent foarte mic. Aveți în descriere mai multe videoclipuri despre cum puteți să vă faceți un comp pe BAF, cum puteți să folosiți BAF-ul, cum puteți să vindeți și să cumpărați pe BAF. Uitați-vă în descriere toate informațiile utile, le găsiți acolo. Pentru că deja la sumele acestea pierdeți foarte, foarte mulți bani. 10% dintr-un trade, în cazul de față, înseamnă 2600 de euro. Pierdeți numai prin trade, fără să primiți nimic în plus. Bun, și în ultimul rând ziceam de CSGO EXO care din păcate a fost spart, a fost dat jos site-ul și au pierdut undeva la 700.000 de euro în skinuri. Acestea au fost profilele care, celor care au furat skinurile și au spart site-ul. A fost emisă poliția, au fost arestați, e într-o întreagă discuție. Dar din păcate CSGO EXO, deși era un site foarte bun din punctul meu de vedere cu niște comisioane mici, nu poate fi folosit momentan și este așa de câteva luni. Dragii mei, cam asta a fost videoclipul de astăzi, sper că vi s-a părut util, sper că ați rămas până la final și sper că mai departe veți lua decizia cea mai bună. În final vreau să vă spun în felul următor, de principiu nu vindeți pe Steam, de principiu încercați să folosiți uh, baf ca platformă pe care să vindeți și să cumpărați skin-uri pentru că este platforma cu cele mai mici comisioane. Și dacă nu vreți și nu puteți și trebuie să folosiți un site din, aceste, din acestea, uitați-vă, după procente, puteți să folosiți acest tabel pentru a introduce propriile valori, pentru a vă calcula automat procentul de pierdere respectiv comisionul. Linkul pentru acest document îl aveți în descriere de asemenea. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, abonați-vă, dați clip pe clopoțel și mare atenție cu cine face trade ca să nu vă luați schemă. Rămâneți cu bine, salutare!